Salutare, Tror, mă numesc Eugen. Știu că nu v-a fost dor de mine, dar m-am întors. Asta e. Vă plac vouă episoadele în care fac slime. Azi am să vă prezint 3 tipuri absolut magnifice. Unul auriu ca aurul, altul negru ca mâța asta și al treilea străveziu ca o meduză. Ei bine, o meduză colorată. Primul tip de slime e aur, nu altceva. În magazinele de construcții se vinde o pudră de culoare argintie sau aurie care se adaugă în vopsele pentru a crea culoarea respectivă. În acest recipient am pus aproximativ 200 ml de glue. Tot acum pun și pudra de aur. Nu vă zic ce cantitate să adăugați, o să puneți voi singuri, așa la ochi. Încep să amestec. Cred că ar fi bine să adaug mai multă, adică pudră. Aur topit, nimic altceva. E frumos acest amestec. Vreau să-mi bag mâinile de pe acum în el. Cu siguranță va fi cel mai frumos slime făcut de mine până acum. Am amestecat bine, e timpul să adaug tetraborat de sodiu. Desigur, dacă nu aveți, puteți folosi detergent lichid, cum am făcut în episoadele trecute cu slime. Într-un pahar cu apă am dizolvat o linguriță de tetraborat de sodiu. E timpul să-mi bag mâinile în el. După un minut am obținut asta. Al doilea tip poate că o să vă pară cam straniu, dar e un slime și acesta. Ca de fiecare dată am să pun într-un recipient lipici, nu contează ce cantitate. Tot acum voi pune și colorantul alimentar pentru a-l face negru. Câteva picături e de ajuns. Urmează să pun o linguriță de tetraborat de sodiu și amestec. Dacă e nevoie, mai pun. Urmează să amestec până obțin slime-ul. Pentru a-l face mai deosebit, voi pune și acest pliculeț cu bile folosite la tricotaj. Arată cosmos, ca o galaxie. Dacă vreți să fac slime fără borax și chiar fără adeziv, scrie în comentarii mai mult slime. A venit rândul și ultimului slime, cel străveziu. Din toate cele făcute de mine până acum, acesta îmi place cel mai mult. De ce? Acuși o să vedeți și voi. Elementul cel mai important rămâne lipiciul de papetărie. Voi turna aproximativ 200 ml. Urmează să adaug apa. Cantitatea acesteia trebuie să fie cam tot atâta cât și clei. În niciun caz nu mai multă. Urmează să amestec bine. Acum adaug un vârf de linguriță de bicarbonat de sodiu, dar mai întâi îl diluez cu câteva picături de tetraborat. Torf este compusul pregătit deja și obținem slime-ul. Voi pune o picătură de colorant alimentar. Acest slime se face foarte repede. Pentru ca acesta să fie străveziu, va trebui pus într-o caserolă, închis ermetic și lăsat pentru o zi sau chiar două. Acesta este rezultatul. Dacă vreți să mai fac și alte tipuri de slime și anume fără lipici, dă un like la acest video. Scrie în comentarii care a fost cel mai trăsnit lucru pe care l-ai făcut în vara asta. Cele mai bune comentarii le bag în următorul episod. În descriere găsiți Instagramul meu și a Simbei. Revin foarte curând cu un nou episod. Vă salut!